Destinațiile de aventură în care vizitatorii pot descoperi cadrul natural al litoralului și al deltei sunt preferate de turiști, mai ales de cei străini. Tur operatorii spun că toate pachetele în care au inclus expediții de acest gen au avut mare succes. Principalele activități pe care turiștii le fac în momentul în care vin la mare sunt legate de activități în aer liber. Aș menționa în primul rând Delta Dunării și aici aș face o remarcă că în principal turiștii străini, majoritatea, fac excursie de o zi în Delta Dunării, dar nu numai, sunt și destul de mulți turiști români. În paralel, o mare atracție este delfinariu și cu microrezervația din această zonă. Delta Dunării se situează în topul preferințelor vizitatorilor dornici de libertate și natură, iar complexul muzeal de științe ale naturii, amenajat în centrul orașului Constanța, este preferat de cei dornici să vadă ceva inedit. La microrezervația de aici pot descoperi exemplare pe cale de dispariție sau unice în țara noastră. În cadrul microrezervației puteți observa peste 88 de specii de păsări și mamifere. Dintre acestea, în mod deosebit, puteți întâlni specii rare, specii periclitate sau pe cale de dispariție. Gâsca cu piept roșu, ca să spunem așa, denumirea populară, călifarul alb, avem mufloni, avem pelicanii care sunt simbol al deltei. În plus, turiștii vin special pentru show-urile cu delfini de aici, însă ceea ce mulți dintre ei nu știu este că mamiferele pot fi întâlnite chiar în cadrul lor natural în apele Mării Negre. Turiștii care ajung vara aceasta pe litoral pot și doresc să observe mediul lor natural de simpaticele mamifere, pot face o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanța, dar și pe pontonul din Mamaia, unde delfinii își fac apariția în mod constant. De asemenea, și zonele portuare sunt zone destul de tranzitate de delfini, atât portul din Constanța cât și cel din Mangalia. Un motiv în plus să alegeți destinațiile de pe litoralul românesc.